Echipa de fotbal Steaua București încheie turul sezonului 2019-2020 din Liga 4 cu un meci pe teren propriu în compania celor de la ACS Bucharest United. Jocul cu ocupanta locului 2 din clasamentul la zi a Ligii 4 este tratat cu toată atenția de jucătorii roșialbaștri, mai ales că o victorie îi poate distanța la 5 puncte la finalul turului. Sâmbătă urmează meciul cu United. Poate fi considerat acest joc un derby pentru voi? Derby, prea mult spus derby. Derby sunt cu echipe cu tradiție. E un meci din punct de vedere al clasamentului mai echilibrat, în care ne vom impune cu siguranță. Cele 91 de goluri marcate de ACS Bucharest United în primele 14 partide de până acum nu îi sperie pe portarii Stelei. Aceștia sunt gata să nu ofere nicio clipă de bucurie adversarilor de sâmbătă și așteaptă suporterii în număr cât mai mare la stadion. Din prisma clasamentului se poate spune că este un derby, însă noi ne facem treaba, ne antrenăm cât mai bine și sperăm să ieșim victorioși după meciul acesta. Am să te rog să transmiți un mesaj pentru suporteri înaintea meciului de sâmbătă. Să fie în continuare alături de noi, să ne susțină, mai ales că avem un derby oarecum, și le mulțumesc pe această care pentru tot sprijinul acordat. Partida dintre Steaua București și ACS Bucharest United va avea loc sâmbătă 23 noiembrie de la ora 14 pe stadionul din Berceni și va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube Steaua TV.